Dacă făgărășenii s-au bucurat când au auzit că vor beneficia de subvenția la încălzirea locuinței și în această iarnă, acum au motive de îngrijorare. Anotimpul rece o să le dea multor oameni frisoane și la propriu și la figurat. Și asta după ce guvernanții au schimbat normele de acordare a subvențiilor la căldură. Guvernul a decis că cei care au anumite bunuri să nu mai aibă dreptul la aceste ajutoare. Astfel, familiile care dețin o a doua locuință, un mijloc de transport gen microbuz sau camionetă, sau chiar au un autoturism cu motor cu capacitate cilindrică de peste 1600 de centimetri cubi, nu vor mai primi această subvenție. Adevărul ar fi bine și așa, dar omul ăla care a luat mașina de mult sau a primit-o, cu ce-i de vină că a primit-o, acum s-o vândă ca să poată să-și plătească dările, și care au în bancă, sunt de acord cu treaba asta, deci au bani în bancă și nu-și plătesc dările, e ceva dezastru, că iată, noi suntem la zi cu totul și nu avem apă caldă de două săptămâni. Deci, cu ce suntem noi de vină? E o mare prostie, cred că. Nu știu ce să... Cum spune că dacă ai mașină mai mare de 1,6 metri cubi, nu mai de subvenție. Pentru ce? Nu văd treaba asta corectă. E rușinos. Și eu sunt în găleată, în aceeași oală, ca toți cei care au mașină peste 1600 centimetri cubi și, din păcate, nu o să subvenționez, dar asta este. Dacă așa s-a hotărât, așa se va face. În această situație, numărul beneficiarilor de astfel de ajutoare va scădea considerabil. La Făgăraș se preconizează ca doar jumătate dintre cei care au primit ajutoare de încălzire anul trecut să mai primească și în acest an. Este nu într-adevăr omul să... care are o mașină cu motor de peste 1600, chiar n-ar avea nevoie de subvenție? Ar avea nevoie, pentru că aia nu înseamnă că dacă ai o mașină puternică, trebuie să o vinzi sau trebuie să debarasezi de ea ca să primești. Din păcate, o ai și dacă nu lucrezi, ce faci? Deci ar fi bine să se primească, dar din păcate nu decidem noi cei micuți. Sunt cei de sus care hotărăsc totul. Iurel, nu știi cum să mai ia bani. Eu sunt pensionar, am 830 ceva de lei și vreau impozit și pentru asta. Pe atunci, de ce mai trăim? Deci, tot ce vrea să taie, să adună bani, să ia banii la cei care n-au plătit și de unde s-au furat banii, nu de la prăpădiții ăștia care au 5 porci. Deci 5 porci, 2 să-i vândă, 3 să-i taie la nepoți, la copii și treburi din astea. Nu prostii de-ai urâri de popobiat. Ăștia sunt, cum au spus Tăricianu și toți, niște hoți. Hoți, hoți, de trei ori hoți, nu mi-e frică. Mă închide, mă închide. Ce să-mi facă? Cred că va trebui să cedeze și Băsescu ăsta, că ne-am săturat de el. Astfel, făgărășenii va trebui să completeze o listă cu bunurile și imobilele deținute în proprietate, document care va fi ulterior verificat prin sondaj. Declarațiile false se vor pedepsi cu amende de până la 5.000 de lei și returnarea banilor.